În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Sfințite Părinte, paroh binecuvântați ca să rostesc cuvânt de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin. Preacucernici părinți și iubiți credincioși, suntem cu ajutorul lui Dumnezeu în Duminica a 5-a după praznicul Pogorârii Duhului Sfânt sau al Rusaliilor, duminică în care în fiecare an, la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, am luat aminte că s-a citit pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 8, versetele 28 până la 34 și capitolul 9, versetul 1, în care ne este prezentată minunea vindecării celor doi demonizați din ținutul Gadarei sau al Ghergesenilor. Minune săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în al doilea an de propovăduire și mărturisirea sa pe pământ, din cei 3 ani și jumătate, și în care vedem cum El pune mai mult preț pe suflet decât pe trup, pe valoarea spirituală decât pe valoarea materială, pe vindecare și tămăduire decât pe valoarea comercială a porcilor aruncați în mare, mai multă importanță și mai mult preț pune pe tămăduirea celor doi demonizați, pe sufletele lor vindecate și pe trupurile lor tămăduite. Din pericopa evanghelică de astăzi vedem cum Mântuitorul s-a dus acolo unde era nevoie de El. Este foarte important ca și noi oamenii, cerându-i lui Dumnezeu luminare în acest sens, să fim acolo unde și când este nevoie de noi. Este de mare importanță și de mare folos să ne aflăm la locul potrivit și în momentul potrivit. Mântuitorul nu mergea și nu era undeva, nicăieri, degeaba, în plus sau de prisos. Nu mergea, nu era acolo doar ca să se afle în treabă, așa, ca un pier de vară sau ca pierdere de vreme, ci era acolo cu un scop bine stabilit. Vremea vieții noastre, timpul vieții noastre este atât de scurt, încât nu avem timp să pierdem vremea. Și nu avem timp să umblăm aiurea, ci să fim acolo și atunci când trebuie, la locul potrivit și la momentul potrivit. Acolo și atunci când realizăm că este nevoie de noi, că putem fi de folos, că suntem necesari și chiar indispensabili celor de lângă noi. Și iată, acolo se întâlnește cu acești doi demonizați din ținutul Gadarei sau al Ghergesenilor, ținutul de dincolo de mare, din partea cealaltă a mării. Și iată, diavolul din aceștia, recunoscând dumnezeirea lui Iisus Hristos, recunoscându-L pe Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat și om adevărat în același timp, se adresează lui cu următoarele cuvinte: Iisuse, ce ai cu noi? Ai venit să ne chinuiești mai înainte de vreme. Ei, diavolii, recunoscându-i lui dumnezeirea și totodată recunoscându-L pe El ca judecător, căci El va fi, la prima venire, a fost mântuitor al nostru și răscumpărător al nostru, însă la sfârșitul veacurilor, la cea de-a doua sa venire, va fi judecătorul nostru și judecătorul diavolilor. Și iată că ei Îl recunosc și de Dumnezeu și de judecător în același timp. Și de aceea ei știau, ei conștientizau mai mult decât noi, dacă vreți, că orice întâlnire cu Hristos, dacă nu ești cu El, dacă nu ești ca El, dacă nu-L urmezi pe El, dacă nu te însoțești cu El, este ca o judecată, pentru că ești opus Lui, El este opus ție și atunci răutatea ta, întâlnindu-se cu bunătatea Lui, Starea ta de păcătoșenie, întâlnindu-se cu sfințenia Lui, intră într-un conflict, intră într-o interacțiune dureroasă, dacă nu luăm măsuri spre tămăduirea și vindecarea noastră. Și iată, ei, diavolii, au văzut că El a venit să-i judece pe ei înainte de vreme, pentru că ei n-aveau ce căuta în om, oamenii aceia. Ei fac numai cât și ce le permite Dumnezeu. Prin aceasta Hristos și Dumnezeu și Evanghelia arată că ei au putere limitată, mai mare decât a omului, dar oricum mult mai mică decât a lui Dumnezeu. O putere limitată și delimitată în spațiu și în timp. Și îl ascultă pe El. Lui se închină și îl ascultă și crede în dumnezeirea Lui până și diavolii. Se cutremură de dumnezeirea Lui, de capacitatea Lui de judecată, de puterea Lui sfințitoare, de capacitatea Lui mântuitoare. De toate aceste daruri dumnezeiești, diavolul înaintea lui Dumnezeu se cutremură. Noi, oamenii, de multe ori nu ne cutremurăm, nu suntem impresionați, nu suntem marcați, deși cutremurător lucru este a te întâlni cu Dumnezeu, a te întâlni cu darurile sale sfințite, sfinte și sfințitoare, noi, păcătoșii și netrebnicii robii săi. Și iată, era alături o turmă de porci și cumva târguiesc cu Dumnezeu, negociază cu El să nu-i trimite în adâncurile iadului, în focul cel mai de din afară, acolo unde este plângerea și scrâșnirea dinților, să nu-i alunge din lumea aceasta, pentru că ei vreau să lucreze în ea în continuare, nu-și terminaseră lucrarea de înrobire și de ademenirea omului spre ei, sub ei. Și atunci cer lui Hristos să-i lase să intre turma de porci de alături. El se învoiește, se întâmplă așa, însă în momentul în care porcii devin îndrăciți, se aruncă cu toții în mare. Paznicii se duc și spun în cetate toate cele întâmplate și iată oamenii vin și spun lui Hristos, îi se adresează, îl roagă pe El să plece de la ei. Iar El, Hristos, în toată eleganța Sa, în toată noblețea și bunătatea Sa, în toată îngăduința și dragostea Sa părintească și proniatoare, pleacă. Să știți că și noi, oamenii, în locurile sau din locurile unde nu suntem primiți, ori nu suntem bine primiți, ori suntem tratați așa cum nu ni se cuvine sau nu se cuvine, este bine să avem demnitatea și eleganța de a pleca, de a părăsi acel loc. Nu trebuie să stăm acolo unde nu suntem doriți, acolo unde nu suntem primiți. Și elegant ne ridicăm și plecăm. Omul în viață trebuie să aibă și demnitate, să aibă și această eleganță sau noblețe de a-și simți locul, de a ști locul și de a nu merge sau de a nu căuta nimic în alte locuri, acolo unde nu este locul, acolo unde nu ne este locul. Hristos, probabil ușor mâhnit, văzând că mai importantă era turma de 2000 de porci, după cum spune Sfântul Evanghelist Luca, pe care evreii o creșteau numai în scop comercial, acolo aflându-se neamuri străine de neamul lor, spurcate, cum le spuneau lor, care consumau și carne de porc, nu ei, evreii, și din care, din vânzarea lor, făceau bănuți frumoși. Iată, Hristos, văzând că mai importantă este valoarea materială a bunurilor, valoarea financiară a porcilor aruncați în mare, decât vindecarea celor doi demonizați de care toată lumea se temea și care erau primejdioși pentru toată lumea și care, iată, acum stăteau tămăduiți și vindecați la picioarele Mântuitorului, ba mai mult unul dintre ei l-a rugat pe Hristos, s-a adresat lui și a cerut să-l lase să-l urmeze și să-l însoțească, să meargă mai departe după el. Iar Hristos îl face mărturisitor și apostol acolo, în locul acela, al locului acelea, spunându-i, adresându-i se lui cu următoarele cuvinte: nu, rămâi aici și du-te și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Spune tuturor de ce s-au aruncat porci în mare, spune ce erai tu înainte și cum arătai tu înainte și cum ești acum, spune-le lor cu cine te-ai întâlnit și cine te-a vindecat ori tămăduit pe tine. Fă-te aici mărturisitor. Hristos ne cere ca aici fiecare în locul nostru, în pătrățica noastră, în comunitatea noastră să fim mărturisitori ai Lui și să recunoaștem și să propovăduim și noi tuturor, spunându-le cât bine ne face ori ne-a făcut nouă Dumnezeu. Cum ne-a izbăvit și ne-a vindecat de diferite boli, neputințe și necazuri. Cum ne-a izbăvit de primejdii, de accidente, ori incendii, ori alte boli necruțătoare. Și cum El ne poartă nouă de grijă permanent. Chiar și atunci când noi avem senzația confuză și greșită sau eronată că nu ne poartă de grijă, El este aici și acum cu noi, cu fiecare. Și iată, Mântuitorul pleacă din cetate. Însă rămân cei doi tămăduiți. Într-un loc unde suntem necesari, să rămânem numai atât cât suntem necesari. După ce ne-am terminat treaba și misiunea, iarăși, cu aceeași eleganță și demnitate, să plecăm să ne vedem de ale noastre. Să nu stăm mai mult, spre a nu cădea în derizoriu sau în ridicol, sau spre a nu da curs diferitelor interpretări, ci să plecăm mai departe, în rosturile noastre, unde avem noi locul și misiunea sau activitatea noastră. Din Evanghelia de astăzi, dincolo de faptul că îl vedem pe Hristos, doctorul trupurilor și al sufletelor noastre, mai vedem și multă eleganță, chiar elemente ale codului de bune maniere, pe care Mântuitorul ni le arată și ni le împărtășește nouă și ne arată cum trebuie să fim noi oamenii. Nu umili, nu slugarnici, nu obedienți, nu mândri, nu orgolioși, demni și eleganți. Să mergem unde ne este locul, să stăm cât ne este necesar sau suntem necesari acolo, să nu mergem ori să nu rămânem, să nu stăm în locurile unde nu suntem bine primiți sau bine tratați și, după ce ne-am terminat treaba, să ne întoarcem la ale noastre și să ne vedem de ale noastre. Ce eleganți și ce frumoși sunt oamenii discreți, dar concreți. Din Evanghelia de astăzi învățăm că Mântuitorul era extrem de discret. Sigur, lumea îl învolbura și îl înconjura datorită minunilor sale și învățăturilor și faptelor sale minunate, că i s-a dus vestea, dar nu-i chema El. Nu insista El să fie ei acolo, niciunul. Ei veneau din curiozitate, din recunoștință, din admirație, din respect, din dorința de a-L prinde în cuvânt, de a-L vâna, de a-L urmări și așa mai departe. Fiecare avea un interes, un motiv pentru care, sau cel puțin un motiv pentru care era acolo. El, în schimb, era extrem de discret, dar și de concret. Își făcea treaba și pleca mai departe. Putea să le spună acelora: cine sunteți voi să-mi spuneți mie să plec din pământul pe care eu l-am creat, din creația pe care eu am plăsmuit-o? Unde să plec și de ce să plec, când eu sunt stăpânul a toate cele văzute și nevăzute? Și El, ca Dumnezeu și ca om totuși, îi ascultă pe cei de acolo și pleacă de acolo. Să știți că Hristos și în viețile noastre nu insistă, nu stă dacă nu-L primim, nu rămâne dacă Îl alungăm. Nu insistă să rămână pentru că ne respectă libertatea și nu stă dacă vede din faptele noastre că noi practic de fapt ne îndepărtăm și ne înstrăinăm de el. Pleacă. Pleacă mai departe. Și apoi ne trezim singuri, destul de abandonați, de marginalizați, putând fi cu toată lumea, lângă noi, sau în jurul nostru, sau la picioarele noastre. Simțim că suntem niște oameni goi, sufletește, moral, duhovnicește sau spiritual. Că ne lipsește ceva, că ne lipsește cineva. Și acel ceva, sau mai ales acel cineva, este Hristos, Domnul nostru. Și atunci, dacă nu e prea târziu, dacă ne revenim într-o ale noastre și în sine, așa precum odinioară fiul risipitor, ne întoarcem. Ne revenim, ne întoarcem la el. Ne reîndreptăm privirea noastră către el. Alminteri, el își vede de lucrarea lui. Uitați-vă la părinții duhovnicești care au fost sau care sunt în această țară sau lume. Te duci la ei sau te întâlnești cu ei, ai o problemă, o întrebi, o dezbați, ei îți dau soluție, îți dau răspuns, după care tu mergi în ale tale și ei rămân în ale lor. Nu îi scoți din ale lor. Sau vine la tine un părinte duhovnicesc, vine, își face datoria pentru care a venit, din dragoste, după care se duce la ale sale. Și noi, oamenii, nu trebuie să intrăm, ori să fim insistenți, ori să rămânem acolo unde nu este sau nu mai este treaba noastră. Avem noi de multe ori această tendință de a ne băga, de a ne amesteca, de a ne da noi pricepuți, de a ne pretinde noi că suntem pricepuți la toate. Nu e așa. Iată, Hristos în Evanghelia de astăzi n-a intrat în logica nimănui. Diavolii i-au cerut să-i lase să intre în turma de porci. Putea să nu o facă. Putea să zică nu. Putea să se opună. Putea să-i alunge, să-i zboare de acolo, fără să trebuiască să sacrifice turma respectivă de porci. N-a intrat în logica lor. A făcut după cum au vrut ei atunci, știind că el are altceva de făcut. Că el a vrut să încerce neamul de acolo. Că el a vrut să vadă, să le pună, să le arate oamenilor de acolo că mai important este un suflet răscumpărat, vindecat și tămăduit decât 1000 de turme de porci. Iar apoi nu intră nici în logica celor de acolo, a fiilor cetății respective. Au zis să plec, am plecat. A avut în această pericopă evanghelică și în toată viața lui demnitatea de a nu sta acolo unde nu era apreciat, nu era recunoscut, nu era înțeles și nu era dorit. Cum nici noi, repet, nu avem ce sta acolo unde nu suntem nici apreciați, nici recunoscuți, nici respectați sau așa mai departe. Că până la urmă nu trebuie să fim decât la mâna lui Hristos. Noi trebuie să rămânem la mâna și la mila lui Hristos. Este singurul care niciodată nu ne va amăgi și niciodată nu ne va dezamăgi. La mâna oamenilor sau la mila lor, azi e așa, mâine e exact invers, pe dos. La mâna și la mila lui Hristos rămânând, practic la dragostea lui, dacă vom rămâne, niciodată nu ne vom înșela. Și ea, dragostea lui față de noi, niciodată nu se va împuțina. Din pericopa evanghelică de azi, a Duminicii a 5-a după Sfintele Rusalii, înțelegem că Hristos a făcut ce a avut de făcut și și-a văzut de treaba lui mai departe. I-a fost Dumnezeu acolo vindecându-i pe acei doi demonizați, dar a fost și om în același timp cu demnitate și cu eleganță, din care faptele sale sau reacții sau gesturi ale sale avem și noi atât de mult de învățat. Suntem cu 3 zile înaintea hramului acestei Sfinte Biserici, Sfântul Proroc Ilie, care și el era atât de demn, a fost atât de demn și de curajos și de liber în spiritul și în gândirea lui după Dumnezeu. Nu liber în spirit sau în cugetare împotriva lui Dumnezeu, ci liber pentru că adevărul și Hristos, viața, El este calea, adevărul și viața și El ne face pe noi liberi cu adevărat. Așa era El, așa a fost și Sfântul Ilie din Vechiul Testament pe care îl vom prăznui miercuri și care ați văzut când a fost de plecat, a plecat, când a fost de stat la rugăciune, a stat la rugăciune, când a fost să jertfească, a jertfit, când a fost să se răzbune, s-a răzbunat, a făcut toate lucrurile la locul lor și la momentul lor potrivit. Vedeți, noi oamenii de multe ori avem foarte bune intenții, dar intențiile sunt bune și rezultatul sau finalitatea de multe ori a lucrului săvârșit de noi este unul ratat sau fatal sau prost. De ce? Pentru că nu avem de multe ori și inspirația pe care de la Dumnezeu să o cerem prin luminarea minții noastre ca lucru pe care l-am făcut al minterii în sinea lui, poate nu rău, dar să-l facem la momentul și la locul potrivit. Dacă un om astăzi își cere un pahar cu apă, nici nu-i vei spune du-te să bei, nici nu îl vei aduce mâine. Dacă el azi ce l-a cerut, înseamnă că astăzi este sete, că astăzi are nevoie de el și așa mai departe. Să ne ajute bunul Dumnezeu ca duminica de astăzi, Evanghelia de astăzi, minunea săvârșită de Hristos în Evanghelia de astăzi și praznicul, cramul acestei biserici din ziua de marți, seara și miercuri, să ne fie nouă spre folosul duhovnicesc al vieții noastre, într-o mântuirea, însoțirea și înveșnicirea noastră aici pe pământ, dar mai ales dincolo în ceruri, în împărăția cea cerească și veșnică a Preasfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.